Hello, hello! Astăzi voi face un filmuleț cu ce mi-am cumpărat eu din IDM, deoarece știu că vă plac astfel de filmulețe cu ce mi-am cumpărat din IDM, de ce colete am primit de la mama, din Lidl, etc. Așa că ăsta a fost momentul perfect, pentru că chiar am fost în IDM astăzi cu Cristina și cu Mona și n-am putut să mă abțin, așa că a trebuit să-mi cumpăr ceva. Și voi începe prima dată cu o pereche de blugi, deoarece o veți mai găsi. Dacă vă duceți acum în IDM, o veți găsi. Sunt aceștia. Lunguieți negri, iar pe partea asta au acest detaliu care, sinceră să fiu, cred că asta e cel mai mișto la această pereche de pantaloni. Acești detalii de pe laterale. Sunt în mărimea 36 și a luat și Mona și Cristina, doar că eu i-am cumpărat mai de mult, dar am zis să-i bag în același haul de haine, pentru că încă erau la vânzare, chiar dacă eu mi-am cumpărat acum 3 săptămâni, o lună, ceva de gen. Hai să începem cu pungulița aceasta. De fapt, asta o să o lăsăm la sfârșit, că este un singur produs. Ia să vedem. Ok. Mi-am cumpărat un costum de baie foarte, foarte drăguț. Arată cam așa. Aceea este eticheta. Este cu sclipici, dar s-a văzut foarte frumos, adică bombă. Iar chiloții, culmea, sunt stil brazilieni. Nu sunt din aceea pe toată buca, să zic așa, sunt foarte mișto. Am dat 65 de lei pe acest costum. Pe blugi am dat 70 de lei, dar prietenele, când și-au cumpărat perechea de blugi, au dat 60 de lei. Acesta 65, cu două piese, frumos, pentru la vară, că până îmi vin mie costumele de pe Ali, de fapt costumul de pe Ali cu pietre, mai avem de așteptat. Și un burete. O să scot bureței ăștia din sutien. Mi-am cumpărat și un tricou, și eu și Mona, deoarece ne-a atras privirea faptul că este un ursuleț pe el. Deci, acesta este ursulețul Teddy Bear pe față. Uitați-vă ce simpatic este! Bună, eu sunt ursulețul! Iar ce este și mai interesant este că pe spate este fundul ursulețului. Mi s-a părut atât de cute. Deci, implicit, și eu și Mona avem același tricou. Scrie aici pe spate, if you scratch my back. Dacă mă scarpin pe spate, iar pe față scrie, I'll scratch yours. Ok, dacă mă scarpin tu pe spate, te scarpin și eu pe tine pe spate, cred că așa se traduce treaba asta. Dar mi s-a părut foarte, foarte drăguț. L-am luat în mărimea S. Bă, vine ok. Acum eu nu prea sunt de acord cu tricourile astea neapărat până în gât, așa, până în gât, în gât, dar mi-a plăcut și a fost doar 30 de lei. Cred că își merită pe deplin banii, adică... Și dacă îl port o dată de două ori, după aceea îl port ca și pijama, nu mi pasă. Mai avem aici o pereche de chiloței care sunt superbi. Arată cam așa, cu pietre. Multă opulență aici cu pietricele și sclipici. Sunt superbi și se pun efectiv sus, așa, dacă înțelegeți ce vreau să zic, cam așa. Nu se pun așa normal, ci așa, bombă, se văd. Iar ultima piesă de resistance pe care am lăsat-o ultima este că cu acești chiloței merge perfect ce este în această punguliță, și anume un halat din satin, dacă zic corect. Știți că eu am unul și pe negru. Când mai fac eu live-uri pe Instagram, și nu uitați să dați acolo fală la corinăutza2993 sau chiar puteți să mă găsiți Corina Niculescu pe Instagram. Haideți să vi-l arăt. Arată cam așa. Este efectiv de păpușică și aici are danteluță cu foarte puțin auriu. Iar spatele arată cam așa. Gen, I'm the queen of this world.
Dar, ia, așa. Este efectiv perfect. Deci, asta cu asta e... N-ai, mă, n-ai ce să zici. Pe chiloței am dat 25, dacă nu mă înșel. Iar aici este o mică povestioară, pentru că... Stați să văd cum se pune. A, ok, nu e și aici? Nu. Prețul de la raft la acest hălățel era de 119 lei. Eu l-am găsit la doamna de unde l-am cumpărat cu 79 sau 89 și am zis, mamă, super, peste tot e 120 și doamna asta l-are cu 90. Și m-am dus chitită înainte să plec să îl cumpăr. Bineînțeles că am ajuns acolo și am zis, îl vreau și eu, că tot ce m-am uitat acum și peste tot e 120, numai la dumneavoastră nu este 120. Și face, a, nu, că e prețul greșit, jap, jap, jap. Și rupe eticheta de pe toate hălățelele astea din satin, satin, satin. Și eram, păi și ce facem acum, că eu am venit, ultima speranță dumneavoastră, că dacă e, pot să vă fac reducere 10 lei. Și fac eu, 10 lei? Hai, lăsați-mi și mie la 95 de lei și-l iau, că tot am rămas cu gândul la el. Și până la urmă mi l-a lăsat la 95, dar asta pentru că nu era vina mea că a fost eticheta pusă prost. Treaba asta cu eticheta pusă prost, credeți-mă că dacă, eu v-am mai zis, dacă la mall voi vedeți pe etichetă că o bluză este 40 de lei, iar la casă costă 70 de lei, chemați managerul foarte bine, mersi, pentru că nu este normal. Puteți să chemați protecția consumatorului, nu există așa ceva. Nu este vina voastră că s-a pus un preț greșit. Nu e, tati, asta e vina voastră. Atât trebuia să faceți și voi, să puneți prețurile corect, da? N-am stat să mă țigănesc sau altceva, i-am zis doar dați-mi redus pentru că eu chiar vreau să-l iau. Dar spatele îi bombă, bombă. Da. Deci, abia aștept să combin treaba asta cu treaba asta. Oh yeah, oh yeah. Și cam atât am luat pentru astăzi. Oricum nu era în plan să fac cumpărături și să cheltui bani. Dar uite că am făcut cumpărături și am cheltuit bani. Dar asta mi se pare așa foarte elegantuțe și nu neapărat că... Vai de mine, ies pe stradă cu ele. Nu, dar le țin în casă, nu știu. Îți dă așa un aer de eleganță dacă stai îmbrăcat așa în casă. Nu vă gândiți că aș găti vreodată cu ăsta pe mine, pentru că la cât de alb imaculat este, Doamne, să-mi sară sos, dă roșii pe el, păi dau în spumele mării, ca să înțelegeți. Și cam astea au fost lucrușoarele pe care eu le-am cumpărat din IDM. Puteți să vă duceți pentru că băi, chiar sunt lucruri foarte mișto acolo și le-am încălțăminte peste tot și sunt niște prețuri foarte mici. Eu, nu știu, mie mi-au oricum ochii, toate chestiile. Dar asta mai mi-am și cumpărat, ținând cont că eu am mai fost luna asta, să zicem, de încă 2 ore în IDM. Și am cumpărat blugi și nu știu ce mai mi-am cumpărat și atunci. Dar sunt foarte încântată de achiziția mea. Sper că v-a plăcut acest filmuleț, dați acolo like și subscribe și ne vedem data viitoare cu un nou filmuleț. Vă super pupice și aveți grijă de voi! Mua!